Haideți să vedem al treilea set aici la actifici de calcul spre a ajunge la formule. Bun, ne ducem la prima integrală, 13. Deci, cu care seamănă? Ar semăna, avem jos 9 minus x pătrat cu aceasta, dar n-am, vedeți, eu ca să aplic formula, trebuie să am x pătrat minus o constantă, orică ar fi ea. Păi dacă am A minus B și vreau B minus A, ce fac? Le pun pe dos, dacă pun un minus în fața parantezei sau în fața fracției, în caz că am fracție. Deci, practic, voi scrie minus, îl dau deja în față 2, din nou îl cobor pe 2, 1 supra și scriu pe dos x pătra minus 9 de x. Și acum am formulă pentru 9, pentru această integrală, minus 2 e constantă, mulțită, rămâne pe loc, adică minus 2 ori. Și acum pe 9, vedeți aici am a pătrat și aici a îl scriu 3 la pătrat. Și deci 1 pe 2 ori 3, au meu, lână din x minus 3 pe x plus 3, în modul plus c. Desigur că pot să mai fac un mic calcul și să-mi rămână 1 pe 3 lână din x minus 3 pe x plus 3 plus c. Mai departe, la următoarea. Aceasta ca și poziția aranjată bine x pătrat minus ceva, dar mă încurc acest 9. Ca să am această formulă, vedeți, pot să am orice constantă, dar să am aici x pătrat curat și atunci îl forțez pe 9. Deci, 1 supra 9 pe lângă x pătrat minus 1 pe 9 de x. Pot să-l dau direct în fața integralei, 1 pe 9 ori, și să aplic direct formula aici. Din nou, am nevoie de. Aici e A pătrat, aici e A. Pe 1 pe 9 îl gândesc 1 pe 3 la pătrat. Deci, ori 1 supra 2 ori A, 1 pe 3,